O să iau, îmi iau un avocat și o să dau în judecată chestia asta, pentru că mie nu convine să apar pe niște pagini care eu nu sunt vinovată cu nimic, înțelegeți? Asta este denigrare. Am și o familie, am și o copii. Mă bucur că ești atât de informat cu toate detaliile. În acest episod din Hoți Cibernetici o să vă arăt cum, dacă lași oamenii pregătiți să facă investigații, le vor face greșit, vor exista victime colaterale, iar țeparul, de fapt, nu va fi țepar, iar lumea se va revolta pe persoana greșită. Și că ar fi cazul că atunci când vin sau cumperi ceva pe internet, să mai și ridici din sprâncene. Povestea noastră începe pe 2 februarie, când mi-a apărut în feed-ul de pe Facebook o postare dintr-un grup de vânzări de cărți a unei doamne anișoara, care a fost păgubită de 850 de lei, având impresia că o să cumpere o colecție de cărți de la Adevărul, de la un cont din grup care avea numele Nicoleta Nico, cu capa. Acum, certe că ar trebui să-ți dai seama după numele contului că persoana respectivă nu ar avea carte la suflet, deci cu atât mai puțin să vândă o colecție de cărți, că te îndoiești că până și cineva din familia acesteia ar avea așa ceva în casă. Însă, doamna anișoara are o vârstă și nu s-a gândit la acest aspect, mai ales că a și discutat telefonic cu țepara, care i-a inspirat suficientă încredere pentru a face plata înainte. Și în felul ăsta i-a fost ușurat portofelul de 850 de lei de către Nicoleta Nico, care după ce s-a văzut cu banii transferați în cont, i-a dat, evident, bloc femeii pe Facebook și nu i-a mai răspuns la telefon. Cât despre presupusul produs, poza cu respectivele cărți era luată de pe internet. De altfel, doamna anișoara nu a fost singura păgubită din grup. A mai apărut în comentarii un domn, păgubit de 75 de lei, care tot așa s-a văzut blocat de către Nicoleta Nico după ce a efectuat plata. Pentru un produs pe care țepara nu-l avea, ci erau iarăși doar niște poze de pe OLX, pe care le folosea pretinzând că de fapt i-ar deține și ar vinde produsele respective. Nicoleta Nico este un cont fals și pe lângă păgubiți, diversi utilizatori au mai adăugat că i-au mai văzut menționa numele și prin alte grupuri, asociat unor postări în care și alți oameni se plângeau că au luat țeapă, ba chiar de fapt ar fi vorba de mai multe conturi de Facebook false cu nume derivate din Nico, de pe care aceeași escroacă păcălește blegii prin grupuri, punctul de legătură între respectivele conturi de Facebook fiind același cont bancar. Însă această escroacă i-a dus în derizoriu pe oamenii păgubiți, nu doar mințindu-i că vinde niște produse pe care nu le avea, ușurându-i astfel de bani, ci și dându-le informații bancare parțial false, și anume numele asociat contului pe care păcăliții efectuau plata. În timp ce persoanele păgubite au pus banii pe respectivului ban, la datele deținătorului acelui cont au trecut numele Nicoleta B, pentru că așa le-a zis șarlatanca. În realitate, dacă verifici la bancă pentru a afla numele real al titularului contului, o să afli că este de fapt Carmen Eugenia B, Bene fiind același nume de familie, ci altul. Deci, cu totul altă persoană. Banca nu verifică numele beneficiarului tranzacției să vadă dacă e cel corect, atât timp cât contul către care faci tranzacția este în regulă. În grupul Obiecte Vechi din Comunism găsim o postare care datează încă de la sfârșitul lunii ianuarie, deci cu câteva zile înainte de acest incident de pe grupul de cărți, în care o utilizatoare atrage atenția asupra respectivului cont, cât și al altor 8 pe lângă, susținând că toate sunt ale aceleiași scroace care este și în spatele contului Nicoleta Nico. Postarea sună în felul următor: actualizare și contul Nicoleta Mihaela este tot al țeparii Nicoleta B, Pop Dan este cel care lucrează cu Divida, am pus poza la profil, actualizare, încă 3 conturi găsite, plus contul Laura Nicoleta cu identitate furată. Ce vedeți voi aici este o investigație făcută pe genunchi, la care s-a tras o concluzie superficială și eronată. Din cele 9 conturi, de fapt doar jumătate sunt ale respectivei țepare, restul fiind ale unor victime colaterale, care au fost banate pe nedrept și cărora li s-a blocat accesul în și mai multe grupuri, pentru că utilizatoarea care a făcut postarea, deși a avut intenții bune, a făcut o treabă proastă. Și de înțeles, pentru că au fost niște red flag-uri la mijloc, dar adevărul este altul. Ca de exemplu, Popdan n-are nicio treabă cu țepară și alt cont menționat de către această autoare a acestei postări, care nu este al șarlatanului, deși așa insinuează, avea numele Nico cu Y și K, Nicoleta, pe care dacă o căutăm pe același grup, o să vedem că vinde produse din comunism, ca de exemplu aceasta aerotermă, și pozele cu produsul sunt, de fapt, screenshot-uri de la un anunț de pe OLX. Deci, aceeași metodă ca și a țeparei, nume similar, înțeleg de ce a avut impresia că ar fi tot ea în spatele acestui cont, plus screenshot-uri la un anunț de pe OLX. La o mică căutare observăm că ar fi postat pe OLX anunțul cu respectivele poze de către un utilizator din Craiova. Însă contul acesta de Facebook, Nico Nicoleta, apare ca fiind din Rovinari,
Și după cum știm cu toții, rovinariul e la vreo 100 de km departare de Craiova. Însă ceva nu se lega pentru mine, și anume faptul că în ciuda red flag-urilor, este totuși un cont activ de Facebook al unei femei de 45 de ani, care pare cât se poate de real, cu interacțiuni și o mulțime de postări constante, și mai presus de toate, e un cont din 2010, de acum 13 ani. Cont pe care regăsim poze cu membrii ai familiei și alte date personale, lucru complet diferit de conturile false ale șarlatanului. Nu ar fi cel mai indicat lucru să dea țepe folosind un cont real totuși. Așa că i-am scris că sunt interesat de aerotermă pentru a afla cum stă treaba de fapt cu acest cont și dacă într-adevăr este vreo conexiune cu șarlatanul la mijloc. Între timp, numele contului a fost schimbat în Ț Nicoleta și când zic Ț, mă refer la prima literă din numele de familie. Am stabilit detaliile, precum adresa și prețul, și la nivel conversațional, dubiul încă rămânea în aer. Deși din conversațiile postate de oameni pe care le-au purtat cu țeparul, observăm cum le spunea că nu trimite ramburs cu verificare și că vrea bani înainte. Însă de pe acest cont vedem cum în mod repetat, atunci când am întrebat cum dorește să procedăm, ramburs sau transfer bancar, mi-a spus că se gândește și până nu ajunge la țară la Craiova pentru a ridica aeroterma, nu-mi zice nimic, că nu vrea să încurce oamenii. Dacă vă amintiți, screenshot-urile postate de acest cont în grupul de Facebook pentru vânzarea obiectelor din comunism, erau screenshot-uri făcute unor poze de pe OLX, după cum am verificat, poze postate de către un utilizator din Craiova, iar anunțul, am verificat printre zecile de pagini, nu mai era postat pe OLX. Deci aici se leagă că se duce la Craiova să ia aeroterma, deși nu înțeleg de ce a postat pe Facebook screenshot-uri și nu direct pozele cu produsul, cum le postase pe OLX. Poate erau postate de vreo cunoștință pe OLX și a încercat să posteze și pozele pe Facebook, că poate cumpără cineva și primește comision, cine știe. În ziua de duminică era pregătită să meargă după aeroterma de la țară, de la Craiova, așa că i-am propus să o sun înainte să vorbim puțin despre. A zis că este în regulă și că oricum o să-mi trimită înainte de a o cumpăra și filmare cu respectiva aerotermă. I-am transmis că am încredere și că pot face plată înainte, așa că să-mi dea contul bancar. I-am zis asta în ideea de a vedea dacă îmi dă contul la tot știut cel ales croacei. În schimb, mi-a dat contul de Revolut, cont care ai făcut pe numele S. Nicoleta, numele asociat și contului ăsta de Facebook, deci putem observa că nu este pe numele Nicoleta B, ori Carmen Eugenia, adică țepară. Așa că pentru a mă lămuri și mai departe, am vorbit la telefon cu doamna Nicoleta Ț și am și insistat să-mi dea alt cont bancar, că nu mi-a părea cererea de plată trimisă de către pe Revolut. Vă las mai jos un rezumat al convorbirii telefonice, iar dacă în unele segmente mi-au zis prea tare respirația, este pentru că am amplificat vocea doamnei Nicoleta cu mult ca să o auziți clar. Bună ziua, mă auziți? Da, vă aud. În legătură cu aeroterma, v-am trimis, nu știu de ce mi-apare eroarea aia. Nu aveți cont și la altă bancă? Nu e problemă, și eu nu prea mă complic cu conturi și cu bani în cont trimiși de oameni, nu prea sunt eu cu asta, eventual la credit o trimit cu ramburs și aș bai. Sunteți sigure că nu aveți cont la Banca Transilvania pe numele Nicoleta? Nu am așa ceva, îmi pare rău. Eu pe mine mă numesc Nicoleta, sunt din Gorj. Doamne, dar vă apare numele în diverse postări din grupuri de vânzări, ba de cărți, ba cu obiecte din comunism, cu decorații sau numismatică, cum că ați dat țepe. Asta știu că am mai discutat cu cineva, dar nu sunt eu persoana respectivă. Ce se întâmplă? Că am mai discutat cu niște administratori care m-au blocat. Deci, dacă această Nicoleta Nico, cum o chema, avea același nume ca al meu, nu trebuia să mă bage și pe mine în aceeași oală, pentru că nu sunt aceeași persoană. Mie mi-au pus contul pe toate paginile. Eu o să iau, mi-au un avocat și o să dau în judecată chestia asta, pentru că mie nu convine să apar pe niște pagini care eu nu sunt vinovată cu nimic. Înțelegeți? Asta este denigrare. Am și o familie, am și o copii. Păi și de ce credeți, doamnă, că v-au asociat cu țeparea respectivă? Pentru că am avut același nume, Nicoleta Nico, așa am fost, așa am avut eu numele. Cu cine am vorbit cu administratorul? Aș, doamnă, schimbați-vă numele. Mi-am pus acum numele real, poate să se verifice IP-ul respectiv, contul respectiv, este contul meu personal de ani de zile. Eu nu am nicio treabă cu Nicoleta Bar și cine este și ce face ea, chiar nu mă interesează. Înțeleg, de asta aveam și eu să mă convinc că totuși apare că aveți contul din 2010 și nu prea pare că sunteți aceeași persoană. Adică nici vocea nu este similară. Foarte vechi este contul meu personal, de azi cine m-a postat acolo a făcut o mare greșeală, pentru că am discutat cu niște administratori, m-au blocat, abia luat legătura cu ei, mie nu-mi convine să apar cu... Mai am un cont, Nicoleta Nicol cu Y, este un cont tot așa... La care nu mai aveți acces, am văzut. Mai am acces.
acces pentru că nu știu ce s-a întâmplat, cineva mi-a dat parola, m-a încercat fiul meu să mi-l facă, n-am mai putut să recuperez, că mi s-a dus și mail-ul ăla care l-aveam, mă rog. Mm-hmm. Doamnă, o mică nelămurire am. Când ați pus aerotermă la vânzare pe grupul de Facebook Obiecte din Comunism, nu ați pus direct poze cu ea, ci niște screenshot-uri cu respectiva aerotermă dintr-un anunț de pe OLX. Păi da, și este aerotermă mea. De ce nu ați pus direct pozele și a trebuit să faceți screenshot-uri la anunțul de pe OLX? Pentru că așa am vrut să fac, nu? Înțeleg, vă întrebam doar pentru că mi se pare contraproductiv când puteați să urcați și pe Facebook direct pozele și să nu faceți screenshot-uri la cele din anunțul de pe OLX, ca să nu vă mai confunde diversi utilizatori cu escroaca care fix asta face. Bănuiesc că tot dumneavoastră ați postat și pe OLX, nu? Da, tot eu. Și... dar nu mai am anunțul pe OLX. Mhm. Uh-huh. Da, l-am căutat și nu l-am găsit. Era dubios că nu ați urcat direct pozele și ați urcat direct niște screenshot-uri la anunțul de pe OLX. Nu e și ceva, nu mă ocup cu țepe. Am niște poze, într-adevăr, care mi-au trimis oamenii că sunt postate acolo, dar nu sunt eu. Eu am poze de familie. Da, întocmai că am observat și eu că aveți poze cu băiatul dumneavoastră, discuții cu colegii de la muncă, că și alte lucruri de legătură care se denote totuși de ridicitatea contului. Aia zic, că nu, deci cine m-a postat greșit, e de ajuns o singură persoană care m-a postat și automat că toate grupurile, unii m-au blocat, alții mi-au scris acolo, m-au demigrat, se pară, alții nu știu ce dracu au mai scris. Eu am niște postări cu screenshot-uri care mi le-au trimis oamenii, că eu nu mai pot să intru pe grupurile alea, că sunt blocată, și acolo sunt ambele mele conturi. Ultimile sunt puse, e fata aia cu trei conturi, nu știu cine e, printre care se discută acolo că e Nicoleta Bani, dar eu n-am nicio treabă, pe mine nu mă cheamă așa. Da, am observat că mi-a dat contul de Revolut cu numele... Păi mă cheamă Nicoleta, mi-am schimbat numele acum pe Facebook real, pentru că am zis, bă, dă-l dracu, nu mai stau cu Nicoleta Nico, că cine știe ce dracului mai mi se întâmplă, pun dracu numele meu de familie. Da, plus că e mai plauzibil să aveți numele de familie. Nu știu cu cine să iau și o legătură, deci sunt foarte supărată pe chestia asta, că sunt postată și chiar nu am nicio vină. Eu am de zile, am atâtea poze, dracului, cu tot felul de chestii pe internet, tot am să dau țepe la oameni. Corect. Dacă e, eu nu știu, am zis că consum la un avocat pentru că mă postează lumea și mă postează aiurea. Poziția care mi l-a făcut copilul meu, mi l-a făcut că, mami, hai să-ți faci tu Revolut, că copilul mai pleacă în străinătate, mai pune bani, așa. Și mai am un cont BRD care îl folosesc, că am niște rate la bancă de plătit și bă, ăla e un cont vechi care nu are contul meu personal și eu de obicei nu prea dau conturile pe internet. Mm-hmm. Sau date personale, sau buletin, sau chestii din astea, eu nu le dau. Pentru că nu le dau, sunt chestii care nu se dau și nu știu, am eu chestia mea. Vrei să cumperi ceva? Azi că Revolutul ăsta mai merge. Vrei să cumperi ceva? Cumperi, plătești. Sunt Rambo, sunt tot felul de chestii. Da, doamne. Deci acum că am lămurit, o să mă ocupe de postările astea din grupuri și să vă fie scos numele. Deci nu sunt de mult pe comunismul ăsta, nu știu dacă, nu cred că am jumătate de ani. Nu, că e nu. Că am avut niște chestii pe acasă, așa mai vechi, și am zis, bă, le mai vindem. Și geanta aceea am dat-o la un domn de pe la Botoșan. O să vă dau să vorbiți cu el, să vedeți că a primit în regulă omul geanta, mi-a trimis omul banii Rambus, deci nu e nicio problemă. Chiar am vorbit cu omul. Mi-am zis, uitați, domnule, v-am trimis geanta și a doua zi eram deja postată separă. Am număr de abonament, nu am numărul, să ziceți că l-am de ani de zile, nu schimb numerele, nu, doamne ferește. Da, doamnă. Eu pot să vă dau și contul de BRD, o să vedeți, adică am o poză cu IBAN-ul ăla, dar eu cont la Transilvania nu am. Am vrut să fac acum câțiva ani buni și am renunțat, pentru că la noi în oraș aici nu e Transilvania, în Rovinari unde stau eu. Și să merg pe la Târgu Jiu, nu? Fiecare om îți mai vinde una alta din lipsuri. Îmi cer mii de scuze că v-am pierdut din timp. Problemă, dar vă rog frumos, dacă chiar aveți putere să mă scoate și aș vrea să mă și deblocheze de pe conturile astea, că sunt supărată că mai vindeam și eu una alta, știți cum e. Mm-hmm. Că m-a mai sunat o tipă, mi-a zis că dacă am vândut niște cărți. Nu am vândut eu cărți, nici nu știu despre ce vorbea și nici nu am eu cărți de vânzare, nu mă ocup. Mm-hmm. V-a sunat o tipă? Da, o tipă de pe Facebook, tot așa. De fapt, tipa aia mi-a zis că sunt postată, că sunt separă, că
am vândut niște cărți. A zis, mă, nu am vândut eu cărți. Era o domnișoară tânără. Da. Și nu vă mai duceți după aerotermul? O păstrez. Dar rămâne acolo. Dar mi-a pus să mă contacta cineva vreodată. Mm-hmm. Doamnă, eu în acest moment lucrez la o investigație pe tema asta. Vreau să vă întreb dacă se poate să public conversația telefonică pe care am purtat-o cu dumneavoastră într-un clip în care se comprimă toate informațiile pe care le-am strâns. Se poate? Nu vreți, eu sunt disponibilă, nu e problemă. Ok, deci poți să public conversația audio? Da. Sigur, mulțumesc mult de tot și o să discut eu cu persoanele, cu administratorii grupurilor să vă debaneze. Ok, mulțumesc. Pe lângă asta, vocea doamnei Nicoleta Ț este foarte diferită de vocea Țepării, care a discutat la telefon și cu oamenii păgubiți, cărora le-am trimis o bucată din înregistrare pentru a-mi confirma că nu este aceeași persoană. Doamna Nicoleta Ț a fost o daună colaterală, dacă putem să zicem, în urma unei investigații șubrede și eronate făcute de către un utilizator dintr-un grup de Facebook. A fost blocată pe grupuri, s-a arătat cu degetul spre ea că ar fi de fapt o țepară, a primit mesaje cu postările din grupurile respective unde era menționată, ba chiar și o angajată a unui trust de media, pornise o discuție cu ea, vrând să o omomească cu presupusele 100 de cărți din colecția Adevărul. Iar adevărul este altul. Țeparul a vrut să creeze confuzie, ceea ce a și reușit cu brio, iar doamna Nicoleta nu este singura daună colaterală, după cum am și menționat mai devreme. De altfel, numele Nicoleta B, folosit de către escroc, trimițându-l la derută alături de contul bancar victimelor pentru a face plățile, am impresia că ar fi numele unei persoane care frecventează la rândul ei grupurile de vânzări, care a căzut drept victimă colaterală, oamenii având impresia că ea s-ar afla în spatele țepei, iar în felul ăsta nu vor mai face plățile în contul ei și vor arăta cu degetul spre Nicoleta B că uite țepara, când de fapt în spatele contului bancar se află o anume Carmen Eugenia, care m-am asigurat că va fi trasă la răspundere, făcându-se plângeri penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune din partea victimelor acesteia.